Exact, asta spun. Adică el s-a aprins, exprimarea a fost nefericită, în schimb eu consider că, exact cum spuneam, este provocat. Adică, atât timp cât ne uităm retrospectiv și vedem că ai avut o problemă cu Rubia, ai avut o problemă cu Grațila, ai avut o problemă cu Asiana, adică e clar că e ceva dubios și la Elena. Este ceva și această marginalizare de care tu vorbești, eu cred că s-a făcut cumva natural, adică pur și simplu ei nu mai voiau să intre cu ea în contact, iar ea, natural, s-a izolat. Știi ce e foarte ciudat? Unii oameni aveau prietenii dinainte, da? Se cunosc. Elena, din ce știu eu, nu face parte de nicio gașcă de genul ăsta. Și atunci, eu nu zic sincer, că e fără nici de greșeală. Sincer, nici Linu. Nu are nicio prietenie. Adică, da. Cu Rubi, că probabil la aia te referi, cred că acolo s-au împrietenit, s-au văzut de 3 ori maxim, 5 ori. Sau probabil sunt ei pe stilul ăsta, sunt ei mai, nu știu, sau au existat chimia între ei, că probabil sunt la fel. N-am de unde să știu. Adică, îți repet, nu este un exemplu, sunt mai multe exemple pe care ți le-am dat. Eu știu ce spui, am înțeles ce vrei să spui, dar... așa cum o știu eu pe Elena, nici Elena nu ajunge într-o postură de genul ăsta dacă nu e provocată. Dacă nu a fost călcată în picioare. Înseamnă că a avut un început greșit, pentru că a provocat pe toată lumea și toată lumea a avut o problemă cu ea. Păi, adică e evident. Dacă îl vedeam doar pe Lino asta. Care reacția asta, cum să spun, eram tentat să cred ceea ce credeți și voi, dar când văd că are o problemă cu mai multe persoane în aceeași echipă, echipa ei, atunci ceva scârție acolo. Eu aș vrea să cred, mă rog, sau ce puțin cum o cunosc eu, cei din echipă probabil au avut o altă chimie și ea n-a avut chimia asta cu ei. Asta vreau să cred. Foarte posibil. Și atunci, ea nu s-a încadrat în grup și a rămas pe din afară. Nu neapărat că a făcut rău cuiva. Asta vreau să spun. Știi? De acord, dar eu rămân la părerea că lucrurile mari... Nici măcar jumate din ce știu. Păi stai puțin. Ai dormit cu ea în pat? O cunoști? Ai avut o relație cu ea ca să-ți permiți să spui lucrurile astea? Mi se pare un pic prea mult. De acord, mult, eu cred știi? Că a fost doar un țipătură și atât acolo. Da, tu-l cunoști mai bine, de asta spun. Da, eu ce văd din exterior, tu-l cunoști. Eu nu-l cunosc. Dar ce văd eu din exterior, mi se pare așa un pic... Știi cum... Plecăm noi la evenimente așa prin țară așa și vezi tu doamnele alea care stau pe la colț și șușotesc, cam așa. Da. Adică spuneți-mi amândoi, ușor... vă rog, cum vi se par expresiile acestea folosite de Lino la adresa Elenei? Repet, mimoză și caracter de coteț. Adică, că până la urmă știi cum e, provoci, eu pe tine, tu pe mine, tu pe mine, eu pe tine. Elena are o vorbă, coteț, la coteț, dar mă rog, se exprimă la modul caterincos. Bine, și el a preluat, dar nu la un mod urât. Probabil prin cauza a spune asta, că a fost adică o exprimare nu... nefericită. Probabil că dacă o spunea sub o altă formă, cu alte cuvinte, avea aceeași idee. Asta a fost părerea lui despre ea, că nu sunt pe același film, asta e clar. Ne-am dat seama cu toții. Ușor generații diferite, știi? Exact, cred că e și o groapă între generații. Da, e un conflict între generații, totuși. Sunt două sau trei generații care îi despart. Dar, încă o dată, spun și repet, poate și ar fi putut să iasă să spună ceva prost. Gândește cum se simte și femeia încolțită de toată lumea. Nici ei nu e ușor. Dar ai văzut, o să vină să comenteze, să arunce cuvinte proaste. Eu n-am auzit, ce puțin din ce mi s-a spus până acum. M-am zis, n-am urmărit. Dar azi chiar am sunat foarte multe persoane. Băi, spuneți-mi și mie punctul vostru de vedere. Femeia s-a greșit. De ce e încolțită? Explicați-mi și mie. Băi, noi cum am văzut lucrurile? Ea n-a greșit. Noi ce am văzut, aduce puncte pentru echipă, trage pentru echipă. Ok, te opresc, luăm o scurtă pauză, câteva momente, rămâneți cu noi, ne întoarcem, avem și un material foarte interesant din vremea în care Lino avea 100 de kilograme, dar cu siguranță vom mai discuta și despre semnificațiile lingvistice ale cuvântului coteț, să ne întoarcem imediat. Mama Asianei povestește drama prin care a trecut fiica ei exclusă pe viață din gimnastică. Părinții Elenei și-au lăsat gospodăria de la Caracal și au venit la București pentru a avea grijă de nepoțelul lor. Este foarte greu pentru că mi-a schimbat puțin mediul. Mergem acasă la Elena să vedem cum se descurcă doamna Constantina cu băiețelul care abia a împlinit un an. El obișnuit cu tabiet, cu mama, cu mișcările mamei, cu grija mamei. Cu gândul permanent la dificultățile pe care le întâmpină Elena în competiție. Vă simt emoționată, vă simt așa, cu lacrimi în ochi. Thank you.
de Instagram, da, fanarena.canal de România. Am avut acolo două fotografii așezate cu conflictul dintre Claudia și Războinici și cele mai multe, să spun așa, like-uri le-a primit Claudia. Mai avem o provocare pentru voi, o să așezăm din nou două fotografii, una cu Lino și una cu Elena, cu disputele dintre ei și să-mi spuneți, nu mie, să vă exprimați opiniile, cine are dreptate în acest conflict. Așa cum v-am promis înainte de scurta noastră pauză, o să urmărim un material despre Lino. La un moment dat el spunea că nu a dat nici jumătate din ceea ce poate în această emisiune în Survivor. Un tip extrem de ambițios, ceea ce a confirmat și prietenul lui Rashid. El a avut 100 de kilograme la 16 ani și o voință de fier, a slăbit 30 de kilograme în doar 3 luni și a făcut senzație în muzică sub aripa lui Alex Velea. Haideți să vedem împreună povestea lui Lino Gold. Lino Golden a avut o strategie foarte bine pusă la punct înainte de a intra în concurs. A preferat să mănânce tot ce i-a poftit inima, pentru ca mai apoi să slăbească în competiție. Am făcut o schemă proastă de a ne îngrășa intenționat înainte și am văzut că pe traseu nu ne-a ajutat deloc chestia asta. Eu, cu astea 13 kg în plus pe care le-am, mi-am pus mare piedică. Dacă eram mult mai, cu alea 13 kg mai slab, era mult bine pe traseu. Nu a fost prima dată când kilogramele i-au dat bătăi de cap lui Lino. La 16 ani avea 100 de kilograme, însă încă de pe atunci artistul s-a dovedit un tip ambițios. Salut, sunt Lino Golden și în videoclipul ăsta o să vă povestesc cum am slăbit 30 de kg în 3 luni. O să pun aici niște poze, aici una când eram gras și aici după ce m-am transformat, după ce am slăbit. Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 kg, fix atunci m-am decis să slăbesc. Alex Velea a fost cel care l-a motivat pe Lino să-și transforme aspectul fizic și stilul de viață. Țin minte când am hotărât că vreau să încep să slăbesc, a fost când Alex mi-a zis că nu o să mă mai ajute pentru că m-a prins mâncând prostii și chestii de genul, când el încerca să mă ajute să slăbesc, iar eu nu eram serios și când plecam de acasă sau ceva, mâncam prostii și mă țineam de dietă și s-a supărat, adică nu s-a supărat rău. Mi-a zis, fă ce vrei, dacă nu e obligatoriu să slăbești. Și fix atunci m-am motivat eu să încep să slăbesc. Am început să alerg în parc fix a doua zi de când s-a întâmplat chestia asta. Bine, n-am vrut, am alergat 2 minute și deja era să chem ambulanța că mi s-a făcut rău. Deci prima chestie a fost alergat în parc și după am început să învăț despre dietă, ce trebuie să mănânc și au fost toate pe parcurs. Prima diferență și pe oglindă, adică și în oglindă și pe cântar a fost după prima lună în care am slăbit 10 kg după alergat și începea deja să se vadă la față, la trăsături, că nu mai eram așa umflat. După 2 luni încă 10 kg și în total în 3 luni s-au dus 30 de kg și după aia nu mai recunoșteau mult, care nu știau înainte. Am revenit, l-am văzut pe Lino, mare, mare, mai mare decât scaunul pe care stau. Rashid, ambițios, am zis eu, e ambițios? Era foarte mare în primul rând. Acum am văzut că începe să revină în formă. Într-adevăr, el înainte de concurs ne-a spus și nouă că încearcă să se încarce un pic cu calorii, proteine, să aibă în el tot ce trebuie la concurs. În aceeași măsură nu știu cât l-a ajutat, pentru că acolo mâncarea e foarte puțină și cred că la el șocul a fost un pic mai mare. Și psihic și fizic. Asta e părerea mea. Nu știu dacă asta a fost cea mai bună strategie pentru el. O să vedem până la urmă, o să vedem evident și dacă o să plece sau dacă o să rămână. De la ambiția lui Lino, pe care o vedem încă o dată susținută de aceste imagini, vreau să mergem către ambiția unei gimnaste care se află și ea în concurs și e vorba de Asiana Peng. Silvana, hai să mergem să pornim de la începuturi, da? Cu viața fetei tale.